Dimineața din nou. Am revenit la MGT Motorsport. În sfârșit, cred că luăm mașina astăzi. Cel puțin așa au promis băieții, că o să fie gata. Domnul Marius este foarte entuziasmat. Bună dimineața. Foarte excited, abia am așteptat să ajung la MGT ca să ne judecăm, să testăm mașina. Cred că am ajuns totuși cam devreme. Nu cred că sunt aici băieții, că lipsește Tesla. De 500 de cai, da. Ăla nu era modelul S al lui, așa-i? Nu. Era simplu. Ah, uite că sunt aici. E deschis. E deschis. Bun. Și asta este mașina lui. Și cal modelul. Și asta este mașina lui Mario. E cald? Sau nu că a fost în test? Da. Mașina lui Mario, da. Au făcut dyno a doua zi după ce am plecat noi și a scos 780 de cai la roată, dar era defect dyno și a zis că citește greșit, deci estimează undeva la 860 de cai la roată cu turbina actuală. Marius se gândește, o să conducă mașina o perioadă, să vadă cum se simte cu ea, cum merge, încă nu a fost cu ea, n-am fost nici eu, o să mergem pentru un test drive. Da, se pare că au făcut ceva setup la ea și o să meargă într-un test drive să vadă cum merge, dacă e mulțumit și îi place cum se simte mașina și felul cum trage. A zis că o lasă așa, dacă nu, crede că o să schimbe turbina și o ducă peste 1000 de cai. Din punctul meu de vedere, să ai 860-870 de cai la roată, eu zic că este mai mult decât suficient, mai ales că mașina e 4x4, deci pune puterea foarte bine, pune puterea jos, așa că eu aș lăsa-o așa, dar Marius fiind Marius, vrea putere mare. Hai că intrăm înăuntru, să vedem ce fac băieții și cred că o să ne vedem la test drive, o să mă duc și eu cu ei. Sunt foarte curios, 700-800 de cai la roată. E mult, mai ales fiind 4x4. Vedem cum se simte. Asta este motocicleta. Este un Triumph, nu, este un Norton din anul 1990, Norton pe carburație și băieții fac injecție. Este un fel de prototip la care lucrează ei acum. Practic o să facă primul motor Norton, nu mai știu exact ce model e, nu mai știu cum. O să fie primul motor de genul pe injecție. Și plănuiesc să vândă kitul. După ce termină cu tot setup-ul, plănuiesc să vândă kitul. Așa că dacă aveți un Norton de genul, puteți să intrați cu băieții în contact să vă luați un kit de injecție, să nu mai fiți pe carburatoare. Au zis ceva? Cred că au făcut ceva, se sper, ies cu laptopul. Suntem curioși să vedem cum merge. Switch. Au pus switch? Da, înseamnă că e ok. Cam așa arată garajul. Morning! How's it going? Good. You early? Yeah, getting stuff down and doing stuff. Just going to say, where's your car? Asta este o mașină de drag, 2000 de cai putere, au și câștigat anul trecut, cred că Tool Street Winner, Door Slammers, au și premiul aici sus.
2500 de lire. Investești 20-30 de mii și câștigi 2500 de lire. Bună afacere. Da, are un motor monstru asta. Bun, hai că îi lăsăm să facă treaba și ne vedem mai târziu probabil la test drive. Asta, vrei să iei și asta? Cred că da, cred că asta zicea. Da, mașina asta era de vânzare, Marius se gândea să o cumpere, dar nu-i place faptul că e prea mult de drag race. El vrea să conducă și pe stradă, mașina asta e mai mult setată pentru drag race. Hey, if you can do that. Tocmai a zis cum să deschidă capota, să vă arătăm și motorul pentru voi care urmăriți vlogul ăsta, interesant. Are și parașută. Da, monstru, nu? Cât are asta? 1000 și nu știu, zic că are și 2000 de cai. Depinde de setup, are mai multe setup-uri, dar păi de ce nu poți să vină la mine? Doamne. Marius was just asking, why didn't you put this turbo on his car? Why? The reason being we didn't put that turbo on his car, because we were aiming for an easy 800 horsepower. Right. And you not, got... And not 1,000 wheel horsepower. So what we've given is the best turbo suitable for that power for the car. Right. You hear that? And it makes 800 wheel horsepower. And without blowing the engine? Without blowing the engine. Okay. And it's fast. I think this will be a mystery with Marius, so... I don't care. Da. Ăsta este motorul. Cred că este un motor de 6.000 sau de 7.000. Nu știu, avea două mașini foarte identice. Una avea un motor de 6.000 și una un motor de 9.000. Nu mai știu exact care e mașina asta, pentru că erau identice, culoare, roți, tot, doar motorul diferea la ele. Dar, monstru. Adică, uitați-vă aici, turbina. Deci, e incredibil. Cred că ăsta e motorul de 6.000. Cred că ăsta e motorul de 6.000. So, o să-l întrebăm acum. Monstru. Sorry, what size is this one? 6 liter? 6 liter. Yeah, 6.000, motor de 6.000. With an 88mm turbo. And this is running 2000? No, this is running about 1200. 1200. The other one was 2000. 2000. Right, okay. So you can buy this? No. Yeah. No. It's not selling it anymore now, no. Hey? You no, keep it. Because this will do 8 seconds on the quarter and I can drive it there and drive it home. Six. Okay. Yeah. Good luck. Drive this
with the e-books. I spoke with the Nissan people. Demențială mașina asta, frate, demențială. Wow, 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 wow. What you think? It's pushing like nothing else. I haven't experienced something like that. I've been with Dorian with the white one. Yeah. But the thing with that one is because it's grip. It, yeah, yeah, it's losing grip. This just goes woo, woo, woo. It's just go. It's just go. Wow, wow, wow. It's a quick car. It's a really quick car. From my point of view, as long as the engine doesn't blow up at this power, I think it's enough. I think it's perfect. Yeah. The only thing that will blow the engine up on this car is him. Right. Because he'll do something wrong. That's the only way that it can blow up, because he'll have to be doing something wrong for it to blow up. Because it's reliable. It's been on the dyno, it's lived on the dyno, it's running now, it's running sweet as a nut. The only problem is that if there is a problem, you're not going to hear it. Because of the gearbox? Yeah. Because it's too noisy? So noisy. You can't hear anything else but that. But if you take it to drag racing, the gearbox is fine, isn't it? Or it's just because it's too noisy? It's too noisy. Right. It's far too noisy. I mean, this is supposed to be a road car, right? Yeah, yeah. If it was a drag you car, only, if it was a drag car, fine. Yeah. But it ain't. It's a road car. But exactly as you said, if there's a problem with the engine, you won't be able to hear anything because of the gearbox noise. Yeah. I'm fucking putting the seatbelt. I'm not taking the risk. În centură aflate că no.
awesome. Fuck. Wow, wow, wow. Ce Lambo, frate, ce Ferrari, cacă-te pe ele. Demențial. Așa ceva. Da, să mă duc puțin mai la depărtare să ne auzim. Așa ceva nu am experimentat niciodată. Deci niciodată, nici pe motor, nici pe mașină, nici pe... Am fost cu Ferrari, cu Lamborghini, nu. Da, n-ai. Nu ai puterea asta și felul cum se simte mașina asta. Incredibil, deci incredibil. Dacă îi dai launch control de la 0 la, nu știu cât aveam la un moment dat, 100 de mile, nu știu, n-am avut 100 de mile, aveam 40 de mile, limita legală, n-am avut mai mult, dar așa, deci nu se oprește, nu se oprește din tras mașina asta, monstru, monstru. Cred că o să închei vlogul aici pentru că nu mai am spațiu pe card și o să închei aici, deci wow, wow, wow. Probabil o să facem un videoclip când avem timp, vedem, mai n-am anunțit, să zicem exact ce s-a făcut la mașină, cât s-a investit, puterea și așa mai departe, dar wow, sunt impresionat. La adevărul că a făcut o treabă bună. E happy pentru muncă. Build by MGT. Și de care i-au luat. Only... Care e părerea ta la cald sau la rece acum? Nu ai condus foarte mult mașina, dar cât ai condus-o tu? Da, ești mulțumit? Sunt mulțumit, e un animal, mă sperie într-adevăr. Dar trebuie să știi să o conduci, în principiu, trebuie să înveți mașina asta cu cutia secvențială care o are. Da, are o cutie cam... E un pic dificil, uite cineva care a mai mers cu mașina genul ăsta. Da, se vede că el având experiență de curse... E ca și cum ar fi, da. Ca și cum ar fi o cutie manuală, da. Simplă, să da. Spun sincer. Deci, o să mai revii în viitor apropiat pentru mai multă putere? Cu siguranță, cu Les Marine Pocket. Da. Vroiam să arătăm bilul sau factura cât a costat această mașină, dar cred că o să lăsăm pentru alt videoclip, când o să intrăm în mai multe detalii, să mai conducă și Marius mașina, să se obișnuiască cu ea și revenim. Vă mulțumesc că a fost alături, până data viitoare, fiți cu minți! Bye!